Este adevărat că nu am inclus doar toate, să spun, punctele care existau în acordul nostru, dar toate stau la baza acțiunii noastre guvernamentale și parlamentare, așa cum am căzut de comun acord. Să nu aveți niciun fel de îndoială în privința angajamentului nostru. În ceea ce privește alegerile anticipate, am dat și un răspuns public pe chestiunea asta, în mod evident că în măsura în care va fi posibil să existe alegeri anticipate, noi vom susține aceste alegeri anticipate, dar cu o condiție, să existe un pact politic care să genereze un număr de parlamentari, de 50% dintre parlamentari, care să dea garanția că nu aruncăm iară țara, o lăsăm țara fără guvern, dar după aceea ne trezim că la a doua investire se investește orice fel de guvern. Asta este o chestiune normală, firească, măsura în care va exista disponibilitate pentru un astfel de acord care să ne garanteze că jumătate dintre parlamentarii români vor vota împotriva investirii a două guverne succesive după cădere, cu siguranță noi vom susține acest. De altfel, a făcut parte și din mesajul nostru. În mod evident, așa cum am discutat și în rundele de negociere, vom avea grijă ca oamenii pe care îi promovăm să nu aibă niciun fel de problemă de integritate și, de asemenea, să aibă un background profesional și o pregătire care să le permită exercitarea funcțiilor de demnitate publică în cele mai bune condiții.